Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi voi explora și testa un indicator de nivel a unei baterii având display LED. După o verificare rapidă, aș spune că oarecum pentru baterii plumb-acid de 6, 12, 24V și așa mai departe. Și nici de cum pentru baterii litiu-ion, așa cum scrie pe AliExpress. Cam așa arată partea din față. Electronica o vom explora imediat, deși nu e mare lucru. Văd că scrie 2007 în zona aia. Când a fost cumpărat acest indicator de nivel baterii foarte ieftin, vinea cu niște conductoare foarte fragile. Acestea sunt mult mai bune, având acea izolație din silicon mult mai flexibile. Înainte a fost acesta. Foarte fragil, aceste conductoare se rup foarte repede. La acesta conductoarele sunt mult mai rezistente. Sunt din cupru. Acela nu știu sigur dacă... Cred că tot din cupru. Ceva gen... Dar probabil e costorit. Nu stau să verific acum. Dacă era aluminiu, nu se lipea fludurul pe el. Să scoatem cablajul de acolo. Așa. Înainte de a-l testa practic, dădem acest suport într-o parte. Să vedem ce avem pe aici. Avem un integrat, foarte probabil un microcontroler. Se pare că pe cablaj se poate lipi și un integrat cu încă două piciorușe în plus. Acesta e DIP 14 și probabil se putea lipi un microcontroler cu capsulă DIP 16. Bineînțeles, aici vine tensiunea de măsurat și tot în aceeași zonă se și alimentează circuitul. Interesant că în cazul acesta nu există un stabilizator clasic liniar. Se vede aici MGE13003A. Din căutările mele pe internet, pare să fie un tranzistor bipolar NPN. Lângă el, un alt tranzistor, scrie 2L, un tranzistor bipolar PNP de data aceasta. Și bineînțeles, ca referință se folosește diodă Zener. Da, văd că aici sunt două. Cum de știu că sunt diode Zener? Păi le-am măsurat. Da, în circuit. Aici, în zona asta, scrie A7. E o diodă. Practic e pusă în serie cu zona de stabilizare a tensiunii. A7, practic, e o diodă redresoare banală 1N4007, varianta SMD. Avem aici un semireglabil, câteva rezistoare, două condensatoare ceramice, unul aici și celălalt aici. Haideți să desfacem parte din față. Și în cazul acesta, v-ați dat seama clar că nu vine cu un display normal acest indicator de nivel. Hai mă, ești gata. Practic, acele LED-uri sunt lipite direct pe cablaj. Și practic au turnat această chestie din plastic. Foarte ingenioasă metoda de a economisi pentru a face kitul atât de ieftin. L1, L2 de la LED. Să testăm practic acest indicator nivel baterie, nu înainte de a vedea cât curent trage. Alimentăm la aproximativ 14,4V. E 14,4, dar are timpul de răspuns foarte mare. Acest indicator de nivel trage aproximativ 4,9 mA. Hai să scădem tensiunea și e absolut normal să scadă curentul încet pentru că se aprind mai puține LED-uri pe acest display, da? Un singur nivel e aici. Creștem înapoi la 14,4. 4,9 mA. Hai să creștem și undeva pe la 30 de volți, 30 ceva, da? 36,5, aproape 6 mA. 29,7 și trage 6,1 mA. În continuare o să simulăm 3 baterii de 6V, 12V și 24V plumb-acid. E doar o simulare, oarecum. Să vedem la ce tensiune declanșează fiecare nivel în parte. Să începem cu simularea unei baterii de 6V. La această baterie de 6V, primul nivel s-a aprins chiar dacă scădem acea tensiune mai mult. Hai să creștem, să vedem la ce tensiune declanșează, deci la 5,7V, al doilea nivel. Hai
La 5,9V a declanșat al treilea nivel și se observă că luminează în verde. Primele două nivele sunt luminate în roșu, sunt LED-uri roșii, 6V. Și deja s-a aprins al patrulea nivel, LED-ul de pe al patrulea nivel. Al cincilea nivel, la 6,2V, la 6,3V și măcar nu afișează acest voltmetru. Da, tare bizar. 6,4 și s-a aprins LED-ul de pe al șaselea nivel, 6,5 și s-a aprins LED-ul numărul 7, al șaptelea nivel. Și la 6,7 al 8-lea nivel, ultimul. E destul de bine, nu-i rău. Hai să crește mai mult, 7V. Interesant că după ce trece peste anumit prag, nu aici mai departe, o ia iar de la nivelul 1. 8V și o să afișează 7,8. Ah, 8 e bine, da, ați observat, răspunde greu. 1,2V, cum afișează 1,1? 1,7, imediat... O să afișeze și asta 1,7, 9V și da, abia acum la aproximativ 9V a pornit iar de la nivelul 1, de data aceasta pentru a simula un acumulator, o baterie de 12V. Hai să creștem la 11V, am afișează 11, perfect, 11,1, ok, e bine acum. 11,2, 11,3 și a trecut la nivelul 2, din câte se vede, 11,4. La 11,6 a declanșat al treilea nivel. La 12V a declanșat al patrulea nivel. Următorul nivel la 12,4V și de data aceasta afișează foarte bine. La 12,5 al șaselea nivel. Văd că acum afișează pe plus voltmetrul de pe acest panou. La 12,9V al șaptelea nivel. Și la 13,1 al optulea nivel. Să creștem tensiunea, să vedem de unde se schimbă de la primul nivel. Pentru a simula un acumulator de 24V, o baterie de 24V. Da, de la peste 18V o ia de la primul nivel din nou. Să creștem la peste 20V. Văd că la 22,4 s-a prins al doilea nivel, să scădem nițel. La 22,3 rămâne doar LED-ul de pe primul nivel aprins. La 22,4 trece la al doilea nivel. La 23,2V trece la nivelul 3. La 23,6 la nivelul 4. La 24,3 la nivelul 5, la 24,9 la nivelul 6, la 25,6 la nivelul 7, se observă că afișează de data aceasta cam cu până în 200 de milivolți pe plus. Mă rog, până în 200 de milivolți, 100 și ceva de milivolți probabil, 100 și ceva. La 26V declanșează al 8-lea nivel. Să tragem și concluziile. Din păcate, răspund cam greu afișajul, adică acel refresh rate e destul de mare. Al doilea dezavantaj ar fi că e nevoie să fie calibrat în funcție de baterie. Practic se poate calibra din acel semireglabil, denumit RT1. Am uitat eu să vă spun la început.
Dacă, de exemplu, calibrezi pentru baterie de 6V, la 24V nu va măsura bine. Însă trebuie să țineți cont că se calibrează greu, din cauza timpului de actualizare a ecranului destul de mare, acel refresh rate. Dar, ținând cont la cât costă modulul, aș spune că oferă destul. Cam aici se termină acest episod. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de apăsarea butonului like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!